Vorbim despre terapeutul vedetelor, dar și despre Stelian Ogică, care, ce credeți că s-a întâmplat, au fost astăzi căutați de poliție. Scandalul lor a ajuns și la urechile oficialilor din primăria orașului Bragadiru, așa că viceprimarul le-a făcut azi o vizită celor doi vecini care se dușmănesc. Cum s-a desfășurat vizita veți afla din materialul următor, dar vă avertizez că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Poliția locală a descins azi în zona unde Ozana și Stelian Ogică au un conflict. Viceprimarul orașului Bragadiru s-a deplasat personal la fața locului, însoțit de trei polițiști, ca să discute cu terapeutul vedetelor. Ozana Ponta, eu. Da, sărumâna. Viceprimar, Grigore. Viceprimarul s-a prezentat politicos, iar Ozana nu s-a ferit să discute cu oficialul în prezența poliției locale. Mâine la ora 9... veniți cu toate documentele și dumneavoastră și Ogică, i-am notificat la poliția locală, verificăm, constatăm și vedem unde apare litigiu, da? Da. Asta e. Pentru asta v-am spus, să avem documente, bine, da? Ozana a încercat să se scuze în fața autorităților și l-a mărturisit că va rezolva problema gardului. Însă viceprimarul nu a fost de înduplecat. Noi am văzut aseară în direct. Adică, apropo de asta cu gardul, eu de două săptămâni am zis că sunt de acord. Deci avem așa, actele de proprietate, da, okay. Cadastrul terenului, autorizații, absolut tot ce ne trebuie. Da? La fel și pentru el, l-am notificat, mâine la ora 9, stăm la birou. Domnul primar, vă aștept să vă lăsăm. Okay. Eu nu știu că este dumneavoastră. Acum ne-ați văzut pe la televizor că ne batem la gard? Nu. Păi cum, ne-a dat cu pietre în cap, am chemat poliția de 3 ore. Ni s-a alăturat jurnalista Cătălina Botoșineanu, care a fost prezentă pe acest subiect până acum, deci îl cunoaște foarte bine. Bine ai revenit, Cătălina. Bine v-am regăsit, bună seara. A revenit și Ozana Bonta, terapeutul vedetelor. Bună seara. Bună seara. Ozana, cu o vedetele poți să faci terapie, cu Ogică, uite că nu... Mai greu. Nu iese, de ce? Dar nici nu încercăm. Eu vreau să te întreb, după emisiunea de ieri, ai avut azi parte de vizita viceprimarului, da, și a poliției? Da. Ce s-a întâmplat? Ce v-au spus? Că le faci? Ce-ți orașul de râs? Bănuiesc că s-au autosesizat. Uh-huh. Și trebuie cumva să încheiem circul ăsta, că nu o să dureze veșnic. Adică să facem gardul. Acum eu mă rog de ei să facă gardul și ei nu mai vor să facă gardul. Adică e un... Adică cine ei? Adică Ogică? Da, și am înțeles că și fata lui a spus la un moment dat că noi n-am vorbit amândouă niciodată și că eu nu i-aș fi zis să facă gardul și am o filmare video în care îi spun acum vreo 3 săptămâni să-și dea semnele alea pentru numele lui Dumnezeu, că eu nu înțeleg ce vrem. Adică... Dar a spus hotarul? Adică a venit cadastristul la... Păi nu! Adică păi... să vină... Cine bine, nu știu, cineva să dea puncte, să facă, să facem ceva. Dar ce a vrut oficialul? Adică viceprimarul a venit... Vrea mâine să mergem să vadă actele, pentru că auzind în continuu, n-are cadastru, n-are cadastru, n-are cadastru, vrea și omul să vadă, am cadastru, n-am cadastru, că eu am zis că dacă mai aud chestia asta cu cadastru... Și apropo, aveți cadastru? Da. Aveți. Deci are. Pe cuvânt de pionier. Aveți deci... și dreptul să țineți acolo animalele acelea? Nu faceți trafic de migranți, de imigranți? Nu faceți trafic de câini? Vapoare cu sclav trimit din când în când, dar nu mă vede nimeni că e noapte. Numai noaptea trimit. Așadar, ce au vrut oficialii? Să... Asta, să mergem să rezolvăm odată cu actele alea, să vedem ce avem, ce n-avem. Probabil că să trasăm odată chestia aia. Eu am planul de la cadastristul meu. Am toate punctele date. Acum, pentru că noi ne... Adică pentru că mă suspectează tot timpul că ăsta, cadastristul meu, n-a pus ăla unde trebuie, s-a dat un centimetru mai încolo, să facă separat, că trebuie să iasă la fel, că prin satelit, n-au cum să iasă unul acolo, unul acolo. Bun, dar o rezolvați cu cadastru, dar un alt subiect sunt animalele. Ce facem cu animalele, nu? Că vi s-a spus discuția ceva a fost de către poliție asta. Sau nu. De către DSP? Deci nu există nimic care să mă împiedice pe mine să am animale acolo, adică toate animalele mele sunt în regulă.